Salut tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din Rust. Suntem aici alături de Ito. Salut! Ito Bandito! Ia uitați-mă băieți aici, arma șarpelui. Cât de bine arată. Arma sperietorii. Și are și el arma ursului. Așa. Am făcut mici mari schimbări la oraș. Clipul acesta nu ne vom juca în stil roleplay, e 4:30 dimineața și am reușit să terminăm și noi aici de modificat, construit. E diferit. Asta este intrarea, avem foarte mulți copaci. Apropo, pe live-ul de diseară o să puteți să intrați cei care doriți pe server, să plătiți intrarea. Cred că suntem peste 50, nu? Da, peste 70. Wow. Intrați în seria asta. Wow. Și ideea e că weekendul viitor facem Red vs Blue. Las că îi adună ăștia pentru mâncare, deși am lag. Hai mă, că nu l-a mai luat nimeni pe băiat. Am lag deoarece sunt live și pe StreamCraft. O să continuăm, am vorbit cu băieții, o să continuăm cu contractul, așa că dacă vreți să-mi dați un follow, aveți canalul meu de StreamCraft în descriere. Vă faceți acolo un cont super ușor. Și ne vedem live aproape în fiecare zi pe StreamCraft. Ok, avem aici intrarea, probabil deja observați copăcei, observați și acolo Monaco, ne-am refăcut noi asta. Update-ul cel mare ar consta în trotuar și copaci. Și imediat o să vă arăt și ce am făcut aici, și casa mea modificată. Și uitați-vă cum arată în mare, deci este mult, mult mai frumos și scrie acolo sus Montana. Doar că nu mi se randează că, da, Montana și aici Monaco, Montana. Un fel de Hollywood mai... Ulu, să nu se vadă alea de la primărie. Haideți să vă... Am dat 12 euro pe acest skin de covor. 12 euro. Am îmbrăcat aici frumos ăsta. Monaco, bine, nu are momentan nimic în interior. Repet, e gol. Haideți să mergem la casă, cel mai important. Oliu, s-a randat tabloul ăla. Hai, Ito. Deci, acum arată oraș. Acum chiar este frumos. Grecanu și-a vândut absolut tot. Acum îi apparține lui Ito. Lui Ito, doamne, lui David. Avem aici ProStar. ProStar. Hotelul numărul 2 va fi dărâmat deoarece cineva a cumpărat hotelierul, adică cineva acum deține hotelul. Apropo, marți, adică pe live-ul de azi, toate gradele sau chestiile sunt la jumătate de preț pentru jucătorii de pe server. Bine, momentan nu se mai poate cumpăra hotelier, deoarece o să fie doar un singur hotel. Ăsta îl demolăm deoarece sunt foarte multe camere goale în ambele. Și e nasol. Dar în schimb se poate cumpăra polițaiul. Și mai ce grad mai e? Mafia. Mafia e la jumătate de preț. Bancher. Bancher, că nu e nimeni. Bancherul nu mai e nimeni, că a fost dat afară. În fine, aveți o listă pe Discord, jucătorii. Avem aici niște vecinași noi. Și pe acolo, nu știu dacă era. Dar uitați-vă, eu sunt angajat acum la firma de construcții. Ne-am gândit că ar fi mai bine să deschidem cu Ito o firmă de construcție, am plătit-o jumate-jumate, decât să plătim de fiecare dată constructorii să ne facă ei. Știți cum aveam eu casa? Uitați-vă ce am acum. Deci avem Grand Motel aici frumos, avem 8 camere unde se pot închiria, o să le notez pe cele închiriate, sunt câteva. Aici avem ăsta de vindem permise de armă, o să trebuiască să le notez. Pe aici se urcă la etaj, evident, fiecare dispune de un mailbox din acela. Frumos. În spate le-am făcut un spațiu de recreere. Uitați-vă cât de bine arată casa. Cam așa e aici. Vii, îți faci grătar cu prieteni, chestii. Cazinou, am mutat intrarea subteran. Să fie așa mai frumos. Bine, mai cobor o treaptă. Și avem casino care o să primească și el un update sau îl vom muta. Și tot dai. Așa. S-au extins foarte mult și subsolul, o să arătăm. Ito! Așa. Haideți să vă arăt și casa. S-au făcut până acum ceva baterii cu ceva bănuți, pardon. Dați că trebuie să le iau de aici. 10.000 avem până acum și am dat 5.000 pe toate. Și încă mai avem jumătate aproape. Avem aici casa, cam așa arată acum. Aici este spațiu de lucru. Aici avem dormitorul, paturile frumos, măsuță. Avem aici de depozitare, aici un grătărel dacă vrem să facem și avem și podul. Bine, momentan n-am nimic în pod. Numai Ito nu poate să intre în el. Ia uite. O, bine. Și aici vom depozita chestii pe viitor. Dar ideea e că arată mult mai bine. Sărac. Și acoperișul nostru e așa, într-o formă mai ciudată. Nu e două, nu e nici așa, așa era la început. Exact, nu, ca să vă dați seama. Deci asta era casa mea la început. Cum e a lui Speedy. Casa regal. Tu vezi? Deci exact așa era casa mea. Și uitați acum. Eu zic că e o diferență destul de mare. Chiar foarte mare. Plus că arată mult mai bine toată zona acum din cauza copacilor. Mi se pare că arată extrem de bine. Nu știu, îmi place enorm de mult. Haideți să mergem și la subsol să vedem acolo ce s-a mai întâmplat. Au făcut băieții de la construcții o tonă de bani din subsol. Cât ai făcut, Tito? Mult, mult. Am avut 22.000 și acum am 125.000. Și dacă ar fi să cumpere banii, ar însemna 120 de euro. Cum ar fi? Da. Așa. Ne-au crescut aici pe partea asta mărăcinii. Avem așa mărăcini frumos. S-au mai extins, dacă observați înainte știți că ăsta făcea stânga. Cred că nu știu unde făcea stânga. Aici făcea el stânga normal. Ba nu, s-a conectat cineva aparent. Acolo. Aici făcea stânga. Aici făcea stânga, s-a conectat cineva. Ideea e că toată lumea are acces să se conecteze, evident, dacă plătesc. Aici nu-i cu apă. A, aici e zona unde, da, nu e apă. În afară de poliție, ar fi ciudat să aibă, știi? Poliția acces aici. Haideți să mergem. S-au ținut și niște lupte ilegale subteran acolo la noi. Bă, te pierzi dacă ești nou pe aici. Stai că să știu unde duce. Ne ducem la primărie aproape. Dacă e pe aici, mi se pare că mă duc la primărie. Aici suntem sub primărie. Și aici, pe stânga, e lupta, nu? Da, direct în cușcă. S-au făcut aici... acum văd copacul. Avem aici un dulap pentru ăla. Fii atent, Ito. Și aici vestiarele. Du-te, schimbă-te în luptător, ia. Schimbă-te în luptător și vină. Deci uitați-vă la Ito acum, stai. Uitați-vă cum arată Ito. Da? Haide, te așteptăm. Stați să-l vedeți. Am cumpărat o chestie. Ăsta e luptătorul, mă, băieți. Nou luptător, MMA, UFC, de toate. Bă, dar ar trebui să găsim și ceva, mă, de pus la... Știi? O să-ți fac o poză după. Opa. Da, mă, uite, mă, au trecut așa puțin prin, dar nu-i mai. Și toată clădirea asta vreau să zic că e cu covoare pe ea. Arată așa, mai dubios puțin. Următoarea mea casă. Uitați-vă cât de frumos. Deci în zona de colț mi se pare cel mai frumos să stai. Eu acolo o să las băieților. Power cu băiatul le las să stea acolo. Eu mă voi muta aici. Exact în față. Am modificat puțin asta. I-am făcut un acoperiș mai drăguț că era urât. Aici mă voi muta. Și voi face o cabană mică. Și eu zic că o să fie frumos. Fără beci, fără nimic. O cabană mică și atât. Ito, din câte am înțeles, vrea și el aici. Și, uite câtă casa poți să-ți faci aici. Dar prea mare. Bă, uite, tu îți dai seama că ai putea să cumperi ploturi. Da, să le vând mai scump. În timp, da. Gen, asta e investiție pe termen mai lung. După ce se ocupă toate, să ai și tu unele neconstruite. De la 5.000 le dai cu 10.000 bucata. Ce arme. Și o să ne facem aici o căbănuță mică. Ceva frumos, frumos, frumos. No, deci cam... cam asta ar fi nou pe aici. S-a mai făcut ceva nou. Deci foarte mult în subsol s-a lucrat. Na, cum observați, cam toată lumea e branșată. Hotelul 2 va dispărea, o să-l dărâmăm tot, o să fim pe live probabil când facem demolarea lui. Nu știu exact. Și în locul ei facem pluturi normale. Ideea e că sunt foarte multe camere, fiți atenți. A scos, a spus pancarde mici. Da. E, cele cu cod loc verde înseamnă că nu stă nimeni. Ok. Deci cod loc verde înseamnă că nu stă nimeni. Mai sunt și cu roșu care sunt goale, gen și nu le-au deblocat. Ok, ok. Deci sunt destule. Da, uite, asta e cu roșu și e goală. No. Ideea e că sunt foarte multe camere care sunt goale și în schimb aici la fel. Sunt camere care sunt goale. No. Și vrem să-i strângem pe toți într-un loc. Ar fi mult mai frumos decât să avem două clădiri care, astea sigur generează puțin lacă, sunt mari rău de tot. Și decât să avem două degeaba. Mai bine avem unul și plin. De ce are pancardul ăsta pe el? Eu vreau să scrie pe el. Ah, ok. Bine, Ito numai asta cu el demolam direct, dar rămâneau ăia în aer. Și-și pierdeau loot-ul și am dat anunț de evacuare până la ora 6. Da, oricum, băieți, cam atât cu acest info-update despre... Fă-și tu zi, te rog frumos. Despre orășel. O să aibă loc evenimente noi, o să, pe live o să ne ocupăm de lupte ilegale, o să fie caterincă tare. Și tu! Șarpele a fost ăsta, a fost puterea șarpelui. Șarpelui, vrei să vezi pe ursului? Nu. $5 FPS-uri am când v-a gajat. Ah, era în spatele meu, salut. Da, ne vedem data viitoare, nu uitați să lăsați un like, vă aștept pe live stream. Toate bune și frumoase, baftă, pa, pam!